Coco, un câine în vârstă de 2 ani din rasa Labrador, a ajuns să fie dependent de alcool după ce stăpânul său a lăsat afară toate băuturile, iar patrupedul s-a servit din ele o lungă perioadă de timp. Pentru a scăpa de sevrajul provocat de alcool, a fost nevoie ca animalul să stea sedat o lună întreagă. Patrupedul împreună cu un alt câine au fost duși la adăpost după ce proprietarul lor a murit. La scurt timp după ce animalele au ajuns la adăpost, personalul a descoperit că patrupedul dădea semne de sevraj, de alcool și convulsii. Datorită eforturilor personalului de la Outside, Coco a avut parte de o recuperare completă după ce a petrecut o lună în sedare. Credem că proprietarul a lăsat băuturile afară după ce consuma din ele. Câinii ar fi băut și ei, însă nu avem de unde să știm asta sigur, a declarat Christine Stone, care lucrează la adăpost. Celălalt câine nu a rezistat și a murit la scurt timp, însă Coco a reușit să supraviețuiască după un tratament îndelungat. Veterinarii au spus că este o premieră pentru ei ca un câine să aibă sevraj de alcool. Personalul a transmis că, în ciuda dependenței de alcool, câinii au fost tratați în mod clar foarte bine și au fost foarte iubiți, pentru că micuța Coco este bine dresată și adoră îmbrățișările. Alcoolul este extrem de toxic pentru câini, chiar și puțină bere poate provoca intoxicații patrupezilor, mai ales la pui. Alcoolul poate fi absorbit de corpul animalelor în doar 30 de minute. Cele mai multe cazuri de otrăvire cu alcool la câini rezultă din indigestia de băuturi alcoolice lăsate nesupravegheate sau vărsate. Animalele noastre de companie sunt curioase din fire și pot deveni cu ușurință otrăvite prin ingerarea altor substanțe, cum ar fi dezinfectantul pentru mâini și antigelul, a declarat un medic veterinar. Principalele simptome ale intoxicației cu alcool la câini sunt vărsături, dezorientare, pierderea controlului corporal, dificultăți de respirație, diaree și hipersalivare, relatează digiworld.ro.